Tânărul nostru prinț Hotep a murit la proaspăta vârstă de 18 ani, dar vechii egipteni au văzut moartea ca pe o călătorie către o altă lume. Care-i treaba cu tacâmurile alea vechi? Cunoașteți expresia, nu le poți lua cu tine, nu? Da. Da, păi, nu au putut, da. În fine, tânărul ăsta împachetat urma să se căsătorească cu fata unui faraon. Când a refuzat să o facă pentru că nu o iubea, faraonul l-a executat. Cred că avea o singură sprânceană. Dacă ne luăm după hieroglife, a jurat că nu va intra în viața de apoi fără iubirea adevărată. Eu. Ori scrie asta, ori sunt instrucțiuni de curățire. Poți să fac o mumie ca să scap de teza? N-aș putea încuraja așa ceva. Da, nu a spus nu. În fine, copiii, turul nostru a luat sfârșit, dar știți, puteți să vă mai plimbați pe aici cât doriți. Sau puteți pleca, nu e nicio problemă. El a ales moartea în schimbul vieții fără iubire. Cât de romantic. Cred că nu mai era romantic când i-au îmbuteliat organele. Și dacă am noroc, unul din borcanele astea are pancreas. Am folosit pancreasul antic al bunicii la o poțiune. Trebuie să-l pun la loc înainte să afle. Scârbos! La ce poțiune? Oh, Benny, arăți atât de bine cu barbă! Chestii cu vrăj? Nu cred că înțelegi. Acoperă-mă! Ok, dar mișcă-te repede. Voi căutați probleme. Nu vreau să iau parte la asta. Benny are dreptate. Ăsta e furt. Și muzeul a furat primul. Crezi că l-au întrebat pe frumușelul ăsta dacă îl pot lua? Nu prea cred. Crede-mă, nu-și dă nimeni seama. Bingo. Grăbește-te. Ah, ce scârbos. Mea e un vampir. Episodul 21. Hoti Hotep. Care e problema? Strângem chestii ciudate mereu. Da, când ne luptam cu monștrii. Acum e ca și cum facem cumpărături. Oh, haide, n-are nicio legătură. Bine, are legătură, dar e ok. Nu s-a întâmplat nimic. Ok, chestia asta e chiar jalnică. Da, ultimul a fost un țipăt mic. Ce facem acum? Vino, mumi, asta e ceea ce vrei, nu-i așa? Mumie bună. Hai, prinde. Da. Problemă rezolvată. Benny, trebuie să ducem chestia asta înapoi la muzeu. Seara îl poate duce imediat. Aș putea. Sau aș putea să mă duc la ore și să vă las să vă descurcați. Ce? Un monstru este în libertate și nu ai de gând să ne ajuți? Monstru... mumia mă atacă. Ce frică mie. Distrați-vă. Perfect. Și ce facem acum? Habar n-am. O să ducem pancreasul înapoi în muzeu și mumia se ia după el? Corect. Ar trebui să meargă, cumva. Bună, Ethan! Bună! Am auzit că ai avut probleme cu mumica. Foarte bine. Ok, ca să știi, nu l-aș fi lăsat pe Benny să se joace cu organele dacă știam că mumia era blestemată. Cuvintele mumie și blestem sunt nedespărțite. Ai auzit de parada mumiilor sau dansul mumiilor? Așa e. Totuși, dansul mumiilor sună chiar foarte bine. Dar totul... e sub control acum. Stai liniștită. Benny, care-i treaba? Mumia a dispărut. Te rog, scuză-mă puțin. Poftim. Poate doar, cine știe, s-a dus acasă. Nu, dar a mâncat și resturile bio ale bunicii.
Deci tipul e la dietă, cui-i pasă? M-am uitat să văd dacă vreo chestie bio poate regenera corpul mumiei. Și poate vreuna? Ia zi 10. Avem o mumie plină de carne care se plimbă. Unde s-ar duce? Cine crezi că sunt eu, un vrăjitorul de mumii? Scuză-mă, vin de la muzeu. Am vrut să îți înapoiez asta. Mersi. De unde știai că e a mea? Păi, pietrele strălucesc ca și ochii tăi. Cred că l-am găsit. Ești sigur? Da, da, el e. De unde știi? Pentru că se pare că a fost la toaletă și a folosit hârtie de mumie. Nu pot să cred că mi-a furat hainele. Cine face așa ceva? Tu i-ai furat pancreasul. Nu cred că vrea să-l folosească. Cine e băiatul nou? Drăguț. Oh, este. Dacă-ți plac tipii bătrâni, fermecători și frumoși. Sarei îi plac. Flirtează de rupe. Flirtează? Crezi? Wow, băieții sunt așa uituci. Oh, poate doar, știi tu, o ajută cu tema despre istoria Egiptului. Frate, el e mumia. Eu... Noi l-am cam transformat. Pe bune? Transformați-mă și pentru mine? Nu văd de ce nu. Auziți? Trebuie să vorbim cu Sara. Tipul e clar prea în vârstă pentru ea. Oh, care graba? În sfârșit a găsit un băiat care îi place. Dacă îi spui asta acum, o să se trezească și o să se sperie. Nu. Trebuie să pun punct la asta. Numai pentru binele Sarei. Normal. Bună, Sara. Cine-i prietenul? Eu sunt Hati Hotep. Este din Egipt. Eu îi zic pe scurt Hati. E așa romantic. Ea e ca o rază de dimineață ce-mi trezește inima la viață. Oh, haide! Adică, vino puțin. Trebuie să vorbim. Ok, capitane ciudățilă, care-i treaba? Păi? Sper că nu e despre prostia aia de mumie. Atunci nu-i nimic. Tipul e în viață de o zi și deja te-a bătut la numărul de iubite. Asta e de departe cel mai periculos monstru. Am fost chemați înapoi pe pământ. Da. Mormântul pare mai spațios decât îmi amintesc. Hoti Hotep a evadat. Trebuie să-l capturăm imediat. Și să-i pedepsim pe cei care l-au eliberat. Eu? Eu nu am furat mumia. Nu eu. N-am furat-o, eu vă jur. Stai calm, Rory, e doar o verificare a dulapurilor. O facem doar pentru că și tu ai fost azi la muzeu. De-aia și pentru că ți-a târnat niște fâșii din dulap. Oh, astea? Le-am adus de acasă. Să vedem. Ah, am o veveriță, un porumbel și o pisică. Ups. Asta nu e gata încă. Păi, Rory, îți dau un 10 pentru efort, dar și un 4 pentru că m-ai speriat. Da, cred că e plictisitor să muncești la muzeu toată ziua. Da. Dar aș prefera să traversez încă o dată lunile ca să fiu cu tine. Ne vedem diseară. Bine. S-ar putea să stau cu ochii pe copii. Să stai pe copii? Cât de ciudat. Dar nu contează. Dacă o să o facem împreună, tu și cu mine vom străluci ca stelele. Oh. Bună, băieți! Bună! Hati, e așa dulce! Ne-am apropiat imediat! Pe bune?
N-am observat. Mi-e teamă să-i spun că sunt vampir. Adică, cine ar vrea să se întâlnească cu o creatură nemoartă? Știi ceva? Cred că nu o să-l deranjeze. Crezi? Da. Mersi, Benny. Ok, trebuie să-l ducem pe prințul piramidă înapoi la muzeu, înainte ca Sara să se atașeze de el. Spre binele ei. Adică spre binele tău. O să mă ajut sau nu? Ok, ok. Am găsit o vrajă de mumificare sau de demumificare, dar trebuie să o testez. Ar putea să transforme într-o mamă. Și unde găsim încă o mumie pe care să testăm vraja? Ia uitați! Nu e așa că e o mumie? Salut, Rory. Hei, ai grijă, îl rănești! Ok, nu sunt eu veterinar, dar mie îmi pare că nu mai simte nimic. Nu! Spiritul mumiei sau ca este legat de corp. Domnul Kitty simte tot. Ce? Mi-am făcut tema. Fii atent. Caul mâței astea urmează să reînvie. Osiris Mortis Reînviatus. Domnule Kitty, te-ai întors. Și acum să-l împachetăm la loc. Am uitat că pisicile vii fac asta. Bună! Ce caută el aici? Mama ta mi-a dat voie să vin cu el. Ce faceți acum? Îl alergăm pe domnul Kitty. Și știi tu, alte chestitari. Sara, putem să vorbim puțin? Nu cred că ar fi bine să petreci atât de mult timp cu Hati. Poftim? Ești consilierul meu personal cumva? Dar ai încredere. Nu știi când trecutul lui o să se întoarcă peste el. În sfârșit te-am găsit. Oi fi jurat tu că nu te întorci în lumea de apoi fără mireasă, dar nici în lumea viilor nu poți. Ești sigur că ați nimerit unde trebuie? Gărzile eterne ale faraonului au jurat că vor păzi ca eu să-mi spășesc pedeapsa pe veci. Altfel spus, ce rost mai are pedeapsa dacă nu o înduri? Hai să vă arăt eu cum stă treaba. Nu te speria, Sara. Mă ocup eu de paraziții ăștia. Cârja lui Osiris. Am zis că o să mă ajute în călătoria mea. Are... Mi-a plăcut. Exact asta urma să fac eu. Victoria noastră e scurtă. Gărzile vor învia. Eu doar i-am întors în mormintele lor, dar ei nu vor avea pace până nu mă voi întoarce acasă. Deci, tu ești mumia? Noi am vrut să spunem. Tu ai știut de asta? Am vrut să spun, dar am zis că aflând că sunt o creatură nemoartă, te va îndepărta. Văd că și tu ai secretele tale. Nu, taci. Sunt minunate. Ce s-a întâmplat? Ești alergic la pisici? Pisicile sunt gărzile din lumea de-apoi. Asta îmi spune ceva. E ora de culcare? E un fel de a spune. Îmi cer scuze că am adus problemele mele în casa voastră. Trebuie să plec. Stai, Hati! Unde te duci? Am supărat zeii pentru că am rămas pe pământ. E timpul să plec spre lumea cealaltă. Dar... de-abia am ajuns să ne cunoaștem. Sara, copiii ăștia mari pe care stai mi-au furat pancreasul. Dar tu mi-ai furat inima. Putem să ne mai întâlnim ca să ne pecetluim soarta în stele? Desigur. Aici, domnule Kitty Kitty Kitty. Salut, băieți! Am ratat ceva? Poți să crezi așa ceva? Pecetluim soarta în stele? Pe bune? Așa e, nu? Sara a mușcat-o rău de tot. Da, bine. Cred că a furat-o de la vreun cântec pop egiptean sau ceva de genul. Frate, lasă o baltă! Uite, putrezitul ăsta de Romeo se întoarce în fâșiile lui, iar noi nu trebuie să facem nimic. Da, așa e. Păi, promit, de acum încolo nu mă mai gândesc la el. Ah, ce mă bucur! Ha! L-am prins! Ah, nu mă mai bucur. Ce? Replica cu soarta în stele a furat-o. O să-i spun Sarei. Egiptenii aveau muzică pop?
Păi, nu prea, e de la un ritual. Uh-oh. Înseamnă că o va duce pe Sara în lumea de dincolo. Clubul din centru vechi? Jalnic. Lumea de dincolo. Au, dar ce-am făcut? Au! Au, da, asta. Ce-ai făcut cu atât de mult pancreas? Cum o să mai fac eu acum lasagna? Eu doar am... Stai, lasagna? Vorbește. Ok, ok. Totul a început când am vrut să-mi crească barbă. Și acum Sara se întâlnește cu o mumie. Biata fată. Și mie mi s-a întâmplat. Acum sunt romantic și imediat apoi te târăsc în lumea de dincolo. Sărută bine totuși. Eu, bunico. Oricum, Sara nu poate să moară. Așa că a scăpat. Nu să moară e problema. El o să-i ofere ceaiul sacru, după care ea o să fie trasă în lumea de dincolo printr-un portal. Bine de știut. Salut, frate. Avem o problemă. Ești frumoasă. Nici tu nu arăți foarte rău. Nu mulți tipi arată bine îmbrăcați așa. Era la modă cu câteva milenii în urmă. Apropo de milenii, mă întrebam, cât de departe crezi că poate merge relația asta? Sara, am vrut ca ultima băutură pe pământ să o petrec cu tine. Oh, ok, bun. Apoi Anubis, zeul morții, ne va lua sufletele în lumea de dincolo. Da, că veni vorba. Eu totuși cred că ne grăbim puțin. Vezi să nu fim deranjați. Mersi de ajutor, Rory. Cred că mi se face rău de Rory. Stai! Nimeni nu întrerupe călătoria lui Hotihotep către lumea de dincolo. Mai ales tipul care nu înțelege că Sara nu-l place. Ce? Stai. Deci, la început ați vrut să-l omorâți, iar acum îi supravegheați întâlnirea? Cum vine asta? Noi doar ne asigurăm că el se întoarce în lumea cealaltă. Și asta face. Mă ocup eu. Domnule Kitty! Rory! Acum nu-i momentul! Aici erai, domnule Kitty! Nu sunt pregătită pentru o relație atât de strânsă. Și chestia cu lumea de dincolo e cam ciudată. Sara, nu ai de ce să te temi. Dacă inima ta e curată, sigur vei ajunge în paradis. Da, sigur nu o să meargă. Foarte bine. Nu-mi rămâne decât să accept decizia ta. Au! Nu e Kitty, oprește, stai! Bine, fugi! Ai vreo vrajă pentru asta? Să facă ce? Păi nu știu, orice! Ce zici să fugim? A fugit ceva! Stai! Ce e aia? Parcă ar fi două stele care au căzut din ceruri și apoi... Băi... I-am făcut! Acum e rândul tău. Te rog, dacă-ți pasă de mine, o să bei. Sara, nu! Voi chiar nu glumiți? Dacă bei sucul ăla, ți-ai luat un bilet doar dus către lumea cealaltă. Hati, e adevărat? Dragă Sara, viața pământească e doar un vis trecător. O nouă viață așteaptă. Spune-o celor de acolo, ne despărțim. Eu nu! Te las să fugi din calea destinului. Hati, ești drăguț, dar nu o să mai rămâi așa drăguț dacă nu-mi dai drumul. Hai să fim bărbați. Sara, toți ne ducem într-o zi pentru un final. Anubis, resut! De ce băieții frumoși sunt niște dobitoci? Frumosule, asta e a ta? Nu, las-o! Super, e ca o păpușă vudu, un borcan! Sara, te rog, îmi distrugi inima! Ce-aș zice, ne vedem în altă viață, dar nu se va întâmpla. A fost o despărțire dură.
Bună, Rory! E pisica ta? Da. Nu mai e atât de jucăușă pe cât era. Dar până la urmă, cred că am procedat bine, pentru că nu mai încearcă să-mi scoată ochii. Păi, dacă te simți mai bine, meriți un 10 la cursul ăsta. Serios? Mersi! Hai să prindem păsări, pisicuță! Hei, mersi că m-ai ajutat cu băiatul ăla. Încă nu pot să cred că mi-a plăcut de el. Nu e vina ta. Tipul chiar le avea cu romantismul. Așa am aflat. Dacă cineva e romantic, acela ești tu. Am și eu momentele mele. Cât despre mine, nu mai vreau romantism multă vreme. E mult mai bine să ai prieteni. Da, da, sunt de acord cu asta. Ne vedem! Cred că nu mai am nevoie de poezia asta despre ochii tăi ca laserele.